stop! Noua colecție de iarnă, tocmai ce s-a lansat pe Playstyle în Pungro. Oh da, adică acest tricou. Acest ursuleț ediție limitată. Sau chiar acest super tricou full print. Și multe alte produse sunt acum disponibile pe Playstyle în Pungro. Produse super noi, ediție limitată. Și desigur Teddy, care nu știu cât de mult o să mai fie pe site. Așa că da. Bună dimineața tuturor. Băi, ce chef de troll am astăzi. Băi, deci efectiv parcă l-aș trola pe Andrei non-stop. Cred că am visat ceva. Cred că chiar asta am visat, cum îl trolam pe Andrei. Hai să mai intrăm pe YouTube să vedem ce mai spune lumea în comentarii, practic. What? Nu se poate. Mai fă-i trollul Andrei, mai fă-i trollul Andrei. Troll, Andrei, troll. Băi! Pe bune? Deci nu numai că am cel mai mare echip de troll, dar toată lumea încerc să-l mai trolez pe Andrei. Băi, în cazul ăsta cred că trebuie să acționez. Ia să vedem ce face. Ce a făcut ăsta? M-a adormit. Bă, alo! Trezirea, bă! Na, omul meu doarme. Cum e posibil să doarmă dacă eu urlu lângă el? Andrei, am pizza gratis! Nu cred. Nu cred că nici la asta nu a reacționat. Bă, ok, atunci cred că e tipul pentru primul troll. Deci uitați-vă la el aici când doarme și cum ar fi să-l trezesc cu o găleată cu apă. Ce zici, mă, Andrei? Neața, somnorilă? Ce zici? Ce bine ți-l frezi, da, cu după apa aia. Bă, ești de pula cap. E apă peste tot. Nu e, mă, adevăr. Oh my, da, cred că nu trebuie să fac asta. Bă, ce ai făcut, bă, Andrei? Scoate apa repede de aici. Ai de... Bă, măcar canapeaua e ok, adică privește partea bună. S-a udat Teddy. Ce, mă, uite ce ai făcut? Ba nu, mă, bă, n-are cum, pentru că Teddy e făcut special pentru iarnă. Teddy rezistă la așa ceva. Când îmi dai ăla de iarnă? Bă, sincer să fiu, nu știu dacă o să ți-l dau, pentru că nu cred că meriți și al meu, plus de asta e stoc limitat. Pentru că, da, Andrei, după cum bine știi, colecția de iarnă s-a lansat, iar Teddy, ursulețul, este ediție limitată și este și stoc extrem de limitat, deci, din păcate, sunt doar câteva bucăți. Și ce vrei să fac? Să-mi dai și meu unul, că vreau să am neapărat la colecție. Bă, nu știu, poate mă mai gândesc dacă dă lumea like la clipul ăsta, poate o să primești unul, dar nu promi nimic, adică mă mai gândesc, adică să știi că chiar o să mă gândesc la, mă rog, în orice caz, da, sper că ți-a plăcut trezirea. Taci, bă, da, poftim găleata și ne mai auzim. Ok, oameni buni, deci l-am trezit într-un mare fel. Oh, se duce la el în cameră? Ok, ce face? Bă, stai în camera mea, bă! N-a poftim. Bă! Da, după ce efectiv mi-a alunecat toată camera și Andrei râde de mine pentru că mi-a făcut și el o farsă, e tipul să-i arăt eu. O să-i arăt cine este regele farselor cu adevărat. Doar dați-mi 2 secunde. Nu cred că pot să te ajut cu asta. Dar te rog, savantule, nu înțelegi, ceva super important. Chiar am nevoie de ajutorul tău. Gen, pe bune, nu glumesc. E sigur că poți să faci asta? Normal, savantule, adică mă cunoști doar, adică sunt profesionist pe așa ceva. Ok, bine, mersi! Ho, ia uite-o, fraților! Avem cheia trollului! Stai, cum adică cheia trollului? Ai silent, adică ce înseamnă asta? Ei bine, oameni buni, în momentul de față țin în mână cea mai puternică unealtă, deoarece când am cheia trollului la mine, sunt cel mai bun la troll din toată lumea. Și desigur că o voi folosi pe Andrei, dar mai întâi stați 2 secunde să-mi fac și eu aici frumos o ciocolată. Bă! Ce faci mai aici? Nimic? Nu, nimic. Ce era aia din mână? Nu era, era ok de 14, că trebuie să-mi schimb roata la bicicletă, că știi că mi-a sărit roata când am fost atunci pe autostradă și gen cu, adică știi tu. Ce cheie, mă, de 14? Bă, lai, mă, tu treabă, lasă vrăjeala. Zice era aia? Ok, cred că ar trebui să încep trollul de acum. Bă, Andrei, dacă chiar tu ești atât de curios și aveam eu în mână, de ce nu vii tu cu mine să-ți prezint ce era și la ce folosește? Da, bine, păi hai cu mine, hai, vino să-ți arăt. Oameni buni, acum începe trollul, o să-l trolezi de-l sparg. Haide, bă, Andrei, hai să-ți prezint, hai, vino. Dar ce e aici? Unde suntem? Băi, sincer să fiu cu tine, bună întrebare! Dăm 2 secunde, revin imediat. Oameni buni, probabil și voi vă întrebați chestia asta. Mă, ce face ăla? Da, după cum spuneam, ideea în felul următor, acesta este primul troll pe care o să-l fac lui Andrei. Ideea în felul următor, îi voi spune lui Andrei să intre în acest templu ca să ajungă până la acest chest, deoarece în acest chest o să-i spun eu că, nu știu, sunt niște diamante. Și Andrei o să fie ceva gen, mă, diamante, nu cred!
Ce tare! Însă ce nu știe el este că în drumul spre acel chest va trece peste această chestie. Nu știu dacă observați, dar aici este o linie foarte subțire, oață, pe care dacă a atins-o va cădea efectiv cu podeaua. Efectiv o să cadă în lavă și probabil o să ne spargem de râs. Deci sper doar să nu se supere. Atâta tot. Bun, acum o să-l aștept să vină, nu știu, să mă caute sau ceva. Bă, dar unde ești, mă? Mamă, perfect, perfect, perfect. Ia că vine. Ia, și. Oh, dar nu m-a văzut. Mamă, stai să fac gălăgie. La. Alo, bă. Ia. Alo. Bă, ce zici, bă, Andrei? Ce zici? Bă, nu intra aici. Ce e aici? Bă, Andrei, deci nu intra aici pentru că în chestul ăsta se află foarte multe diamante și doar ale mele. Doar ale mele. Tu crezi că mă păcălesc sau ce? Mă, ce, s-a prins deja? Cum adică să te păcălesc? Știu că nu sunt diamante acolo. A, bine, da, păi atunci poți să nu vii dacă crezi că nu sunt diamante. Ia, fiți atenți, uitați-vă la asta, mamă, deci murim de râs. Ia, ia. Hai da capul meu. Ce, mă? Mamă, săracu, bă, băiatule. Mamă, cum a căzut. Băi, n-ai cum. Ia fiți atenți că am resetat asta. Ia să vedem dacă mai vrea să vină o dată. Oh, ce zici, bă, Andrei? Silent? Da? Ce tocmai s-a întâmplat? Ce, mă, ce s-a întâmplat? Eu tot aici sunt la diamantele mele. Dacă vrei să vii, bine, dacă nu, nu. Și cum ești tu acolo? Adică ce, mă? Păi, bă, hai mă lasă, păi, hai vină încoa să împărțim diamantele astea ca frații. Eu am vrut să trec și n-am putut. Ba da, mă, uite, eu pot, uite, vezi? Eu pot foarte bine. Ai silent? Bă, niciun... Uite, mă, eu trec. Tu mă păcălești? Cum să te păcălești? Scoate-te la asta, gen pe bune. Hai, vină încoa să împărțim diamantele ca frații. Vină încoa, ce mai stai? A, deci e bine acum. Da, mă, nu știu despre ce vorbești. Hai. Bă! Oh my god, cred că acum 100% s-a supărat. Ce faci, mă, Andrei, e supărat? Ce ai, mă, de ce nu mă bagi în seamă? Tu te bă de aici. Dar de ce te-ai supra, mă, așa? Că nu a fost vina mea, că nu știam că cade nisipul ăla. Pe bune, ieși. Hai, bă, Andrei, fii atent, uite. Ca să-mi ceri scuze, îți dau o pizza. Bă, n-auzi, mă, că îți dau o pizza. Bă, îți dau o pizza. Dispare odată, n-auzi? Bine, mă, îți dau două pizze. Mamă, cum să fac cu ăsta să nu se supere? Bă, Andrei, fii atent, ofertă de nerefuzat. Unde-i, mă, și asta? E la baie, Lucas, fii atent. Oferta mea e în felul următor. Dacă mă ierți, așa, îți dau ursulețul de iardă, mă, ți-l dau. Ok, haide, te iert. Mamă, știam eu că o să meargă. Hai, vino după mine, vino pe aici trebuie să mergem, haide. Haide după mine, fii atent. Deci am ascuns ursulețul undeva pe aici. Dar ideea e în felul următor. Mă duc să-l caut, că nu mai știu, cred că e în pod. O să mă duc până în pod să-l caut. Dar fii atent, până mă întorc, Andrei. Păi și eu ce fac? Păi tu mă aștepți aici, stai. Păi și ce e casa asta, a cui e? Ia mea, mă, Andrei, deci atent, aici e o casă unde țin eu toți ursuleții. Gen depozit, știi? Cum, da, mă, aici țin eu toți ursuleții. Că tu n-ai bani, bam! Și fii atent, până mă duc să caut ursul în pod. Pune și tu peștele la prăjit în cuptor. Că vezi că ți-a lăsat acolo un pește. Poți să-l mănânci tu, hai că revin. Ok, cred. Bun, în momentul de față probabil n-aveți nici cea mai mică idee ce se întâmplă. Ei bine, acest cuptor nu este orice cuptor, pentru că este un cuptor conectat la TNT, oameni buni. Și practic va exploda în momentul în care Andrei o să pună peștele la cuptor. Dar momentan nu înțeleg ce face, omul se joacă cu patul. Oare chiar ar trebui să-i pun peștele la prăjit? Că n-am chef, sincer. Haide, mă, pune-l. Na, bine, poate se supără. Mamă, perfect. Și uitați-vă la asta, oameni buni. Deci te spargi de râs, n-ai cum. Hai de capul meu. Ok. Și acum așteptați. Bă! Oh my god, omul meu mi-a distrus casa. Efectiv, mă, ce? Hai să vedem care e reacția lui. Mă, ce? Și fiți atenți, acum vin nervos. La. Bă, Andrei, gata, mă, ți-am adus ursul. Ce-ai făcut, mă? Mă, tu mi-ai... Oh, ai silent, fiate? Fiate? Niciun fiate, firai tu să fii! A venit un monstru, era gigantic și a explodat tot că a vrut peștele ăla. Și nu i l-am dat. A, deci asta e scuza ta, să înțeleg. Mamă, săracu, cred că l-am speriat la maxim. Și fiți atenți că dau și vina pe el acum să nu mai înțeleagă ce se întâmplă. Bă, Andrei, dar cum poți, mă, efectiv să-mi bubui? Bă, da, îmi pare rău. Nu, bă, niciun îmi pare rău. Deci nu poți să îmi cer așa scuze după ce mi-ai bubuit efectiv casa. Nu știam că așa o să se întâmple. Na, bă, Andrei, nu știu, chiar m-am supărat pe tine. Mănâncă pizza din tristețe. Bă, Andrei, știi cum ai putea să mă faci să, gen, nu mai fiu supărat?
Hai cu mine, frate, că vino după mine. Vreau să-ți arăt ceva. Și acum desigur că mergem la următorul troll. Mamă, de ce îl țin din troll în troll? De ce suntem într-o mină? Pentru că vreau să vii cu mine la minat, Andrei. Haide să minăm, să vedem dacă găsim ceva minat. Da, exact. Oh my god, niște diamante! Mă, ce? Mama, Andrei, bă, când noroc, mă. Poți să le iau eu, te rog? Bă, nu știu ce să zic, adică eu le-am găsit la urma urmei și adică, na. Bine, fii atent. Ia zi, Andrei. Eu îl iau pe ăla din stânga, tu ăla din spate. Ce-i presupun? Mamă, merge perfect. Bine, mă, Andrei, poți să iei tu diamantele astea. Hai, poți să le iei tu. Da, nu, ia-le, mă, da, uite. O să... Mă, ce, dar nu-i niciun diamant aici în spate. Bă, tu mai păcăli, mă. Bă, firai tu să fii. Bă. Da, mă, da, ești tare rău de tot. Hai de capul meu. Ce-ai făcut, mă, Andrei? Ce-ai făcut? Mă, Silent. Ce s-a întâmplat, mă, Andrei? Cum a explodat astea? Cum e posibil? Aolo, săracu. Bă, Andrei, bă, stai, bă, nu fii supărat, mă. Bă, dar n-a fost vina mea, mă, de unde puteam să știu eu cu diamantele alea și cu... Bă, Andrei, bă, uite-te, mă, la mine. Nu mai fi supărat. Au! Mă, tu tocmai ce m-ai lovit? Lasă-mă! Da, oameni buni, în momentul de față Andrei e supărat pentru că el are impresia că eu l-am trolat cu diamantele și are dreptate! Dar el nu trebuie să știe asta, așa că, ca să-l împac... Andrei, stai, nu te mai da în leagăn! Am o surpriză pentru tine, pleacă odată... Am o surpriză! Vreau să-mi cer scuze, chiar dacă n-a fost vina mea, și vreau să-ți dau astea. Adică, sper să le accepti. Sper să le accepti. Oh, ce zici? Ne împăcăm? Toți sunt supărat. Bă, stai, bă, acum să fii supărat. Atunci dă-mi le înapoi. Bine, mă, te iert. Este. Acum, dacă nu te supere, Andrei, vino că trebuie să-ți arăt ceva. Gen, chiar trebuie să-ți arăt în momentul de față ceva. Tadam! Eh? Ce părere ai? Wow, ce e asta că ești mecheră? Oh, asta așteptam să spui. Bă, Andrei, stai, nu intra momentan pentru că vreau să zic ceva. Uită-te la mine, vreau să-ți mărturisești ceva. Ce este? Asta, Andrei, este oficial noua ta casă pe care ți-am cumpărat-o! Wow! Ce tare! Dar cum îți permiți tu atâtea case? Bă, nu contează. Important e că e a ta și că ți-am cumpărat-o. Mersi! Ce prieten bun ești! Respect! Bă, Andrei, da, mă, sper să te bucuri de aia. Eu acum am puțină treabă. Îmi spui cum ți se pare. Dacă vrei, te ajut la mobilă. Hai că revin, mă duc, revin. Ok, și acum normal că nu i-am luat o casă. Adică ce credeți? Uitați-vă ce se întâmplă când intră în ea. Bă, ai de capul meu. De capul meu, bă, săracu! Bă, lasă-mă încolo, a bubuit asta! Doamne! A ieșit? Ai de capul meu, bă, cred că s-a supărat grav! Bă, Andrei, cum e, mă, casa nouă? Bă, stai, mă, bă, Andrei, stai, că am uitat să te întreb cum e casa nouă. Ce zici? Cum e? Lasă-mă că sunt supărat foc! Bă, ce, mă? Cum? Bă, Andrei, bă, ce puțin, mă? Nu-ți place sau ce? Adică... Am vrut să-ți fac un cadou până la urmă. Da, mersi. Ce, mă, nu-ți place? Dar nu mai există. Stai, ce, cum adică nu mai există? Cum adică nu mai există casa pe care ți-am făcut-o cadou? A bubuit. Ha! Nu știu, mă, am intrat pe ușă și a bubuit. A explodat tot. Bă, ce rău îmi pare, bă, Andrei. Bă, nu știu, mă, cum poți să ai asemenea. Dar de ce ai făcut așa? Te-ai înecat sau ce? Da, m-am înecat. Bă, aiurea, mă, Andrei, na, ce să zic. Mamă, stai că mă gândesc la o soluție acum, stai să văd. Bă, cred că am o soluție. Dar care erau șansele? Andrei, am o soluție cum să-ți repar casa. Știu! Care e soluția? Următorul troll. Vino după mine. Andrei, acesta este buncărul meu secret. Și probabil te trebuie ce legătură are cu orice. Ei bine, în acest buncăr secret, exact, păi stai să-ți explic, în acest buncăr secret... Am mai multe case pe care pot să ți le dau. A, deci de aici vei tu case. Da, mă, da, exact. Acum n-am. Le-ai ascunse sau cum? Da, le-am ascunse, sunt pe roți. Mă rog, pot să le mut unde vreau. Mă rog, asta e partea a doua. Și probabil acum întrebați cum o să funcționeze acest troll. Ei bine, acesta chiar este un bunker. Odată intrat, mai dai de o ușă. Pentru că, na, extra securitate. Iar în momentul în care apeși pe acest buton, efectiv o să-ți cadă anviluri în cap și... Oameni, săracu, Andrei, prin câte trece episodul ăsta. Haide, Andrei, hai după mine, haide, vino. Așa, deschide asta, bun, hai, perfect, vino. Au, ce-a fost asta?
Ah, ce zi frumoasă! Cum te mai simți, bă, Andrei? Bă, mă mai doare puțin capul, dar e ok, mă rog. Da, mă rog, ți-am zis, să-mi cer scuze, nu știam că e așa stricat ușa aia de la bază. Mamă, ce-am făcut-o? Bă, Andrei, știu că probabil în momentul de față e supărat că te doare capul, că ți-au căzut alea în cap, dar gen, n-a fost vina mea, așa că, uite, ca să mă revanșez, vreau să-ți dau ceva. Ce-mi dai? Vreau să-ți dau încă un ursuleț. Nu, 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 glumesc. Nu, nu, nu încă un ursuleț, altceva. Vino după mine, vino încoasă, vezi ce o să primești din partea mea. Și desigur că acum începe următorul troll. Tadam! E? Ce părere ai? Iar la minat. Păi da, Madrid, dar asta nu înțelegi, că asta e surpriza mea. O sesiune de minat ca prietenii. Gen, pe bune, dă-te încolo, când am mai mers noi vreodată? Wow, ce drăguț, când am mai mers noi vreodată așa la minat între mine, așa frumos? Uite, găsim diamante, uite acolo diamante. Acum 5 minute, uite, uite acolo diamante. Hai să le luăm. Uite, uite, chiar acolo, gen, uite, chiar acolo, gen, uite, le vezi? Du-te, gen, hai să le luăm, pe bune. Diamante. Păi da, dar n-am pickaxe. A, n-ai pickaxe? A, nicio problemă, stai așa. Ia, frate, ia, haide, descurcă-te, haide. Haide, Andrei, let's go! Mamă! Ce pickaxe tare rău. Let's go! Bă, nu se mai poate așa ceva! Nu, 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 nu! Omul a ieșit din nou. Bă, Andrei, dar stai, bă, ce te-ai supărat, mă, așa? Stai o secundă, ce te-ai supărat? Bă, dar știi ceva? Eu am impresia că tu mă trolezi pe mine. A, pe bune? Nu știu de când, nu știu de ce, cred, dar asta faci tu. Bă, nu te trolezi, mă, Andrei. Și uite, ca să-ți demonstrezi că nu te trolezi, hai cu mine să-ți arăt ceva, gen, vino cu mine. Deci trebuie să mergem neapă. A, bă, pleacă de aici cu mersul tău. Că nu mai vreau să merg nicăieri cu tine niciodată. Ok, cred că e timpul să recunosc. Bă, Andrei, bă, într-un fel ai dreptate. Știi de ce? Pentru că chiar te-am trollat! Tot episodul! Doamne, dar cum ți-ai dat seama de-abia acum? Asta nu înțeleg. Bă, ce faci, mă? Bă, unde pleci, mă? Bă, Andrei, ce faci, mă? Bă, Andrei, stai, mă, unde pleci? Bă, stai, mă, ce faci? De ce e mașina? Nu mai vreau să fim niciodată prieteni. What? Bă, stai, cum adică să nu mai fim niciodată prieteni? Andrei? Andrei, stai! Bă! Da, cred că a rămas fără Andrei. Da, bă, care gen a fost amuzant.